Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Sandra O'Connor, psiholog clinician și specialist în parenting și vom vorbi despre traume, despre traumele copiilor noștri, pornind discuția noastră de la cartea Alethei Solter, de asemenea psiholog și expert recunoscut la nivel mondial, despre cartea Ajută-ți copilul să se vindece de traumă, iată un ghid al părinților, și aș începe discuția noastră pornind cumva de la definiția unui eveniment traumatic. Ce înseamnă pentru noi ca părinți sau pentru noi ca specialiști, să spunem, un eveniment traumatic? Pentru că, iată, în ultimul timp și mai ales în ultimii ani, putem să spunem că am avut parte sau copiii noștri au avut parte de astfel de evenimente traumatice, motiv pentru care nici nu prea i-am lăsat să se uite la televizor, pentru că, iată, erau promovate, să spunem, imagini cu un puternic impact emoțional. Așadar, ce înseamnă un eveniment traumatic? Un eveniment traumatic este, în cazul unui copil, un eveniment care a amenințat viața sau integritatea fizică și emoțională, fie a acestuia, fie a unei persoane importante din viața sa. Dar mai este un tip de stres traumatic și acela este stresul traumatic prin expunere, în care copilul percepe un potențial al evenimentelor care pot să îi amenințe viața sau integritatea fizică, pentru că acolo este afectată integritatea sa emoțională. Și atunci, în cazul copiilor, este puțin mai complex decât în cazul adulților. Aletha Solter chiar pomenește în cartea ei, Ajută-ți copilul să se vindece de traumă, vorbește despre experiența unui eveniment traumatic și chiar spune, fie că copilul nostru a experimentat un eveniment traumatic unic, spitalizare, poate chiar o banală în aparență, înțepătură, cutremur, iată, putem noi să mai adăugăm pandemia, războiul sau diverse adversități constante, cum este, de exemplu, divorțul părinților, bullying-ul de la școală. Și iată, această carte putem spune că este o resursă importantă, o resursă esențială pentru orice părinte care dorește să susțină bunăstarea emoțională și psihologică a copilului său. Da, așa este. Și îmi place și modul în care ea abordează tipurile de reacții ale copiilor, pentru că pune accent pe faptul că copilul în stresul traumatic are răspunsul acela fizic și răspunsul emoțional, iar acele evenimente diminuează capacitatea lor de a face viață activităților din zi cu zi și le provoacă de multe ori după aceea sentimente de teroare, poate, o lipsă de putere în reacție, o incapacitate de a-și controla reacțiile emoționale și uneori chiar și reacțiile fiziologice, și dă niște exemple foarte bune în această direcție. Asta îmi place de fapt la ea, faptul că asociază niște subiecte atât de dificile pentru părinți cu exemple, ceea ce ne face să putem să digerăm mai ușor, să înțelegem această informație pentru a o putea aplica dacă suntem puși față în față cu situații traumatice sau copilul nostru trece prin așa ceva. Cum îi ajutăm pe copiii noștri să se simtă protejați, să se simtă în siguranță și conectați după aceste evenimente traumatice? Ei, să ne gândim că copilul în acel moment are, aș spune eu, trei aspecte afectate foarte mult și unul este cel de atașament. După aceea, pentru un copil e foarte important să știm că va avea și probleme de dezvoltare biologice, pentru că trauma poate să afecteze acest proces de dezvoltare armonioasă a copilului, și după aceea probleme de management al emoțiilor. Și dacă este să ne gândim la cum putem noi acolo să ajutăm, ce putem face noi pentru a reuși să-l trecem prin acest proces în siguranță. Modul în care noi suntem acolo implică prezență, în primul rând, extraordinar de multă prezență, conținere, înțelegere și facilitare a exprimării emoțiilor și a manifestării stresului traumatic, pentru că copilul va face partea asta prin joc. Și atunci ce facem? Aș zice, în primul rând, să ne evaluăm propriile cunoștințe despre traumă. Să vedem care este modul în care percepția noastră poate să influențeze experiența și impactul pe care această traumă a avut-o asupra copiilor noastre, a copiilor noștri. Apoi să ne uităm la modul în care noi putem să utilizăm resursele pe care le avem. Avem resurse pentru a putea să ne ajutăm copilul și să ne dăm seama că expunerea la traumă în acel moment va declanșa o serie de semne, de simptome, de stres post-traumatic, care va fi diferit în manifestare, în funcție de vârsta copilului, de modul în care, așa că informarea noastră este extrem de importantă, iar această carte, aș spune, este un fel de manual foarte bine construit, care să ne poată ajuta să intervenim în acel moment, în recunoaștere, în înțelegerea impactului, modul în care putem să o plasăm pe o etapă de vârstă. Putem să înțelegem cum vor reacționa copiii, cum își vor manifesta comportamentele și reacțiile fiziologice, pentru că mai apoi să oferim sprijin, conținere și înțelegere și extrem de multă răbdare. Aletha Solter și este, cred că, elementul cheie pe care noi cumva îl regăsim și în cartea Jocul Atașamentului, publicată tot în colecția Parenting la Editura Herald, dar iată și această recentă carte, Ajută-ți copilul să se vindece de traume. Joaca. Joaca este unul dintre mecanismele naturale de vindecare a copiilor și ea identifică 9 tipuri de jocuri interactive, poate dăm și câteva exemple, jocuri interactive între părinte și copil care îi pot ajuta pe copii să se vindece de traume, precum și să-și rezolve problemele de comportament. De ce este, până la urmă, joaca și râsul mecanisme primare și mecanisme naturale de vindecare a copiilor? Este, cum ziceam, este partea de... Eu aș merge în primul și în primul rând pe jocul de atașament. Pentru că, după cum spuneam, una dintre laturile acestea care este afectată în momentul unei traume este partea atașamentului. Iar copilul învață prin joc. Învățarea se face prin joc și joacă. În funcție de stadiul de dezvoltare al copilului, noi putem să avem această incursiune în lumea sa emoțională prin joc, dar printr-un joc non-directiv, în care și cărțile ne indică să nu intervenim, să nu interpretăm, să vedem dacă copilul ne dă posibilitatea și ne invită în acest joc să încercăm să participăm, permițându-i acestuia să ne introducă în lumea sa emoțională, dându-ne roluri, dându-ne direcții de joc, pentru a înțelege de fapt care este expunerea copilului și modalitatea în care el poate să-și găsească resurse. Și un aspect foarte important pe care l-aș aduce eu în discuție aici este faptul că ea discută și despre ce facem atunci când noi nu putem să ne jucăm. Pentru că de multe ori, cu toate că noi știm că copilul nostru are nevoie de joacă, are nevoie de participarea noastră activă, și asta o întâlnim destul de des în sesiunile de terapie, cred că toți cei care lucrăm în domeniul parenting, părinți care sunt fie epuizați, fie copleșiți de faptul că poate este un stres de rol și nu reușesc să-și împartă suficient resursele și să aibă acces la suficiente resurse pentru a se juca, fie nu pot și nu știu să se joace. Pentru că în copilăria lor, în modul în care ei au crescut, le-a fost foarte dificil să se apropie de acest mod de conexiune cu copilul lor. Și acolo îmi place că ea dă niște resurse, dă niște întrebări pe care ni le putem noi pune în momentul în care avem dificultate în a ne juca și cred că e un capitol foarte important și foarte bun pentru noi ca să putem să ne raportăm întâi la modul în care noi putem participa în jocul copilului înainte de a trece la ce joc va avea nevoie copilul nostru în funcție de tipul de traumă pe care l-a suferit. Și apoi eu aș spune că foarte bine adaptat la majoritatea tipurilor de traumă, fie care a fost o traumă cronică sau repetitivă, este jocul de atașament. Iar ea dă și foarte multe exemple de joc. Da, la un moment dat chiar vorbește despre așa zisele jocuri, se numește ea stupide sau ridicole, prostești, dar care, iată, au un rol esențial. Ele par așa, noi dacă le vedem, să spunem, ca adulți, ni se par nouă așa puțin puerile, puțin infantile și prostești. Dar ele au un rol foarte, foarte important. De fapt, ce găsim acolo? Găsim un raport, nu aș spune de forță, dar în orice caz o relație, o legătură între părinte și copil, pentru că iată, vorbește ea la un moment dat despre jocurile de competiție, în care noi, ca adulți, putem să părem foarte competitivi. Noi ne aducem, bineînțeles, aminte de jocurile copilăriei noastre, da, erau multe, așa, și în care părintele, să spunem, fără să-i lase senzația copilului că l-ar lăsa să câștige, el totuși arată acolo că se agită și până la urmă copilul reușește și îl învinge în jocul respectiv. Sau ce important sau ce relevant sau? Ea vorbește foarte mult despre asta și spune că dacă noi ne uităm la comportamentul copilului, vom vedea că el are oricum o tendință naturală de a fi cu noi în competiție. Chiar și fizică. De multe ori nu vine, se luptă, vine și ne lovește așa, înjoacă, într-adevăr, dar cu intenția de a fi mai puternici, de a ne dovedi în această competiție. Pentru că în acel moment el ce face? Stabilește o formă de autonomie în care și ea chiar are acest joc de activitate, de contact fizic. Chiar și asta este în jocul de competiție. În care sugestia este să în primul rând să nu avem reguli, nu? Și să există acest potențial în care toți să ne simțim bine, iar copilul să învețe sentimentul acesta că nu a pierdut. Nu este neapărat sentimentul câștigului, ci este sentimentul de a nu pierde într-o competiție și de a avea uneori chiar și superioritate asupra adultului cu care interacționează. Că dacă te gândești, de fapt, și în jocul de competiție nu există neapărat un câștigător. Deci ni se spune, da, încearcă să dai în spate, să-i oferi posibilitatea copilului de a putea să te domine, de a putea să-și demonstreze cumva superioritatea în interacțiune, dar în sine jocul îi dă potențialul și de a fi, să zicem, de a nu fi dictatorial. Îl învață practic și cum să dea în spate și cum să stabilească niște reguli de empatie. Îl învață să lucreze cu emoția atât înspre sine, pentru că vede care are puterea și poate să-și manifeste puterea și superioritatea, dar îl învață și să lucreze cu emoția în a nu folosi puterea în agresiune sau în dominare. Din fericire, spune Aletha Solter, copiii se nasc cu abilitatea de a se recupera din traume și iată jocul, râsul, conectarea cu părinții sunt elemente foarte importante, dar au nevoie și de ajutor pentru a face acest lucru. Cui se adresează această carte? Deși ea este un ghid al părinților, cu toate astea este o carte extrem de utilă atât și pentru specialiști. Pentru specialiști în parenting, pentru psihologii care lucrează cu copii și mai ales cu copiii care au trecut prin evenimente traumatice, dar cred că și pentru educatori, în general pentru cei care se ocupă de educația și formarea și creșterea copiilor. Așa este. În primul rând pentru că ne dă, noi când studiem partea de traumatologie, studiem toate aspectele tehnice. În aspectele tehnice, chiar dacă avem studii de caz, nu avem atât de multe exemple care sunt oarecum personale, nu? Îți spune cu finețe, discutând despre jocurile de competiție, spune cu finețe unde se setează cumva limitele. Care este mecanismul din spatele acestui joc, nu? cum ajuți copilul să-și depășească stări de anxietate, de neputință, de fapt. Deci sunt exemplificate prin joc, prin râs, prin eliberare catartică, de fapt, manierele în care copiii pot să depășească niște situații care pot să provoace neputință, sufocare, incapacitatea de a-și controla uneori chiar și procese fizice și fiziologice. Iar asta te ajută ca specialist după aceea să ghidezi părinții, nu? În modul în care pot să recunoască impactul traumei asupra copilului, cum pot să le ofere un cadru de siguranță, să-i ajute în ghidajul ăsta prin depășirea emoțiilor copleșitoare, să-i ajute să înțeleagă și să-și modifice niște, să zicem, tipare comportamentale care se vor forma după, oarecum în revoltă și în reacție post-traumatic. Apoi putem să-l ghidăm înspre punctele sale forte și asta este foarte ușor de făcut în joc, pentru că punctele noastre forte, din punct de vedere uman, de fapt, chiar și pentru adulți se regăsesc și se redescoperă foarte bine în joc. Reglajul emoțional. Ne îndepărtăm de frică în joc. Intrăm într-o situație în care îndrăznim puțin mai mult. Se duc anumite repere pe care le aveam noi în acest caz, între copil și adult. Se duc reperele acelea în care unul este cel care stabilește regulile, iar copilul este cel care le urmează, îi dă libertate de exprimare. De explorare, de descoperire, de imaginație, exact. Creativitate. Exact. Și asta îți dă capacitatea de a găsi resurse pentru a putea, cu ajutorul creativității și a imaginației, să îți depășești niște emoții copleșitoare și să-ți recadrezi anumite situații pentru a găsi soluții. Pentru că asta faci, de fapt, în joc, nu? Chiar există în situația asta de recreere și de reclădire și recadrare, este jocul de regresie, pe care l-au mulți copii. În momentul în care încearcă să... Asta o vedem chiar și fără traumă. Copiii au de multe ori, când ajung în parte de dificultate emoțională, când se raportează la o pierdere, au tendința să intre în acest joc al regresiei, în care poate că noi observăm cel mai mult atunci când copilul se joacă de-a bebelușul. Exact. Și asta se întâmplă de multe ori când e apariția unui frate. Vine un frate în familie și copilul brusc simte acea pierdere. Și în pierderea aceea pe care o identifică ca pe o emoție foarte puternică, uneori intră în joc de regresie, iar noi putem să intrăm acolo cu ei, să-i ajutăm să exprime, să-i ajutăm să se readapteze la noua situație, pentru a putea să-și restructureze puțin modul în care participă acum la noua forma existenței sale. Și... chiar dacă noi, să spunem, ca să vedem cât de important, de esențial până la urmă este jocul în viața psihoemoțională a copiilor noștri, câteodată și ca părinți, doar observându-i, neintrând, să spunem, în joacă cu ei, da? Fiind conectați într-un anumit joc, indiferent de forma jocului, că este sau că nu este de competiție. Dar îi surprindem de multe ori, de exemplu, jucându-se, cum spuneai tu, jucându-se de-a bebelușul, jucându-se de-a mama și de-a tata, jucându-se de-a doctorul, pentru că, iată, are o trusă medicală și cumva copilul este pregătit și pentru viitoarele vizite la medic și așa mai departe. Deci, iată cât de importante sunt toate aceste lucruri. Da, și sunt și jocurile de cooperare care... acum, după părerea mea personală, sunt cele mai utile, pentru că în jocuri de competiții, oricum le pui tu, tot ajungi să interpretezi, oricât de liber ai vrea tu să le lași, tot ajungi să interpretezi că cineva este mai puternic într-o manieră sau alta, cel puțin în situația respectivă. Dar, în schimb, există și aceste maniere de joc care sunt jocuri de cooperare, în care tu... unde părintele și copilul sunt o echipă. Exact. Și unde poți să facilitezi ca el să învețe cum să lucreze în echipă și cooperați fie într-un cel, într-o anumită activitate care este reală. Nu știu, puneți masa, faceți ceva împreună. Pentru că noi, când ne gândim la joc, de multe ori ne gândim că ok, eu trebuie să renunț la tot ceea ce fac acum ca părinte, să mă pun jos pe covor și să mă joc cu copilul. Și atunci există acele blocaje mentale în care părinții zic, dar eu nu am acest timp. Nu, jocul poate să fie oricând. Ești în bucătărie, gătești, gătim, exact, gătim împreună. Invită-l în joc, gătim împreună. Spală vasele, ești ocupat, aici ceva mai complicat. E incredibil câtă multă bucurie pot să găsească copiii într-o chiuvetă plină de vase și săpun în care ei stau acolo și poate nu le chiar spală, dar sunt acolo împreună cu noi, iar noi putem interveni în colaborare și în colaborare nu înseamnă complet prezent, constant în direcționarea și în interacțiune, ci fiind acolo ca prezență, având un cel comun, nu? Dorință, intenție de a-i recunoaște calitățile, să mergem să spunem, a, bravo, uite, te-ai gândit să iei acest burete. Mă bucur că ai făcut asta, mă bucur că te-ai gândit singur să faci asta. Îi dai, practic, oportunitatea de a-și arăta abilitățile, de a lua inițiativă, de a simți apreciere, în timp ce, de fapt, este implicat într-o activitate pe care o ai tu. Nu e, lași totul, te-ai așezat și acum ne jucăm. Asta e interesant, că noi, de fapt, putem trăi întreaga viață, întreaga copilărie a copiilor din jurul nostru ca un joc în care noi să îi implicăm în existență și în viața de zi cu zi, în activități, în care e un proces de învățare ludic și în care ei pot să-și regleze și probleme emoționale și dificultăți și situații de bullying și situații cu potențial traumatic, care sunt de neevitat. Că noi când ne gândim la traumă și închei că m-am lungit așa în propoziția asta, noi când ne gândim la traumă ne gândim de multe ori la evenimente externe care vin acolo cumva să ne izbească, dar trauma e pierdere. Trauma pentru copii poate să fie mutarea dintr-o casă în alta, uneori poate să fie, dacă este casa dintr-un oraș în altul. Dintr-un oraș în altul, schimbarea colectivului la școală, situații de bullying, faptul că a stat într-un spital, chiar dacă pentru noi ca adulți nu ni se pare mare lucru, nu a avut o internare de zi, poate uneori. Deci modul în care copilul poate să reacționeze la evenimentele din viața sa este cu totul diferit de modul în care noi, ca adulți, interpretăm existența. Și atunci, dacă noi deschidem această portiță de joc pentru noi înșine, deschidem o potențială mare, mare poartă de vindecare și echilibru pentru copiii noștri. Așadar, ajută-ți copilul să se vindece de traumă și aș adăuga eu și cartea Jocul Atașamentului, două cărți care ar trebui citite împreună, pentru că și teoria atașamentului este foarte importantă, așa cum spune și Aletha Solter. Această carte, Ajută-ți copilul să se vindece de traumă, oferă părinților, așa cum am mai spus, o abordare compasională de susținere pentru a sprijini copiii să-și revină după anumite evenimente sau experiențe traumatizante. Cartea apărută în anul trecut, în 2022, deci o carte recentă, se bazează pe cele mai noi studii în domeniul neurobiologiei traumei, al neuroștiințelor cognitive, al neuroștiințelor copilului, documentarea sa bazându-se pe informațiile științifice din peste 100 de lucrări de referință. Dragii noștri, a fost alături de noi Sandra O'Connor, psiholog clinician, psihoterapeut, specialist în parenting. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile extrem de prețioase. Vă dorim în continuare o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!